din eforie. Nici când n-a arătat parcul ăsta mai tentant. A fost o zi super frumoasă, dar destul de răcoare. Poate un vânt trece. Sunt unii care n-au nicio treabă cu restricțiile de circulație. Se respectă și carantina asta. Am văzut la Grand acolo. Săptămâna asta, dacă săptămâna trecută încă mai venea o mașină acolo, probabil personalul sau ceva. Acum nu mai. Săptămâna asta mai venea măcar o mașină. Mai de mult. Scuzați. Așa. În schimb, da. Și sunt și mulți pe care îi doare la bașcheți. De carantină. Bă, pe unii înțeleg. Muncitor de ăștia la negru cu ziua sau cum lucrează ei la... Ce să fac? Să stea acasă să moară de foame. Chiar e loc de poliția pe un aici în intersecție. Evident că nici măcar buletin n-a dat la el. Au plăcatele și... Mă rog. L-au lăsat să plece. Habar n-am. Nu țin neapărat să... Pe mine nu mă încălzește că și au unii amenzi care merg pe străzi și oricum nu le plătesc și oricum nu se întâmplă nimic cu amenda. El dacă are ceva de dat mai departe, vreo vede ceva altă, probabil. Ideea ar fi măcar să stea în casă. Duminică, parcă tot în parc aici veniseră unii să joace ping-pong, să alea, adulți, o fetiță. A venit și poliția, i-a trimis acasă, fără să-i sancționeze. Și atunci m-am mai liniștit oarecum, fiindcă polițistul i-a zis, haideți, era foarte amabil, haideți că noi sperăm că într-o lună trece tot, ceea ce m-a făcut să cred că gata. De 1 mai să știți că o să fim la grătare. Dacă a zis poliția să nu crezi așa ceva. Iau și porumbei și fac joaca lor. Deci cum să nu crezi ce a zis polițistul? Fix așa mă gândesc și eu. Că de 1 mai o să fim toți la grătare. Cu amendamentul că anul ăsta 1 mai cade pe 1 iulie. În rest totul e la fel. Vine prima ora, ce să zic, se simte în aer, se simte în soare, s-a lungit ziua. Se lungește în fiecare zi mai mult. E greu să stai în casă. Eu mi-am făcut antrenamentul zilnic mai devreme sau aproape zilnic. Dacă nu trag 7 zile din 7, trag măcar 6 din 7. Mai fac o flotare, mai trag o gană, mai fac un altă, mai fac un altă. La televizor, la știri, ne uităm doar așa. Cât să fim informați și atât. Fără să ne intoxicăm. Și mă gândeam la poliții și la asistente și la medici și la, mă rog,
Bă, n-aș vrea să știu categoriile astea exclusive. Chiar n-aș vrea să fiu stresat, să mă întâlnesc cu atâția oameni în fiecare zi, să-i legitimez, să mă cer cu ei, să mănânc, chiar nici măcar în timp de pandemie. Și am văzut o știre ieri, cum că o polițistă de pe la o secție din București, nu știu, 21 sau care era, mai puțin contează, ar fi infestat ca la de la un jandarm care bla bla bla, mai puțin contează. Bă, și era liderul al polițiștilor, Coarna sau nu știu cum dracu să-l ia, îl cheamă. Bă, tu vrei respect așa pentru polițiștii tăi, pentru oamenii tăi? Și tu te referi la polițista respectivă zicând, da, fata a luat, nu știu, da, fata s-a... Care fată, mă? Milițianule. Băi, bă, voi altul mai bun n-ați reușit să-l luați, mă, voi vreți respect de la populație, dar nici măcar liderii voștri nu vă respectă? Pe cum să te adresezi tu despre respectiva ta colegă, nu? Zicând fata. Bă, tu ești în calitate, era fata, era fita, ești în calitate de tata acolo, sau ce ești, mă, liderul, pulii mele? Și vezi respect. Alegeți, mă, altul, mă. Voi milițieni de ăștia vă puneți în frunte. Nici măcar ei nu vă respectă. Nu pot să cred așa ceva. Și, mă rog, a doua categorie, medicii și asistentele, care ați văzut ce dezastru au făcut acolo, se plâng că n-au echipamente, altă categorie din care n-am vrut să mai fac parte, de mulți ani în urmă, cu mulți ani în urmă. Păi, bă, nene, medici și asistente îmbrăcați în saci de gunoi, am văzut și în țări străine. Voi vă făceați selfie-uri acum vreo două săptămâni în urmă. Credeați că gata, în trei zile umpleți Facebook-ul de selfie-uri să stăm noi acasă, că stați voi la spital. Și acum au ajuns să vă țipe colegii că i-au omorât cu zile în spital. Că nu le faceți nici măcar teste. Păi bă, doctorilor ăștia care vă dați voi demisia acum și asistentelor, voi cum v-ați simțit, mă, să aveți un copil bolnav și să vreți să-l duceți la un spital unde nu mai sunt doctori? A? Sau un părinte sau ceva. Voi n-ați venit aici cu nicio chemare, m-ați venit doar la șpagă, mă, în meseria asta. Ăștia care nu vă băgați. Atunci când trebuie să vă băgați, voi doar dați bir, fugiți. Duceți-vă, mă, dracu. Șpăgarilor. Care își fac treaba, își fac treaba. Cinste lor, pălăria jos. Dar ăștia care întâi se înghesuie și polițiștii, am văzut la fel. Întâi sunt la selfie-uri ei, mă, nene. Selfie-uri pe Facebook. Pe care nici eu nu prea mai stau, că și acolo numai porcării. Da, mă rog. Revenind la eforie, cum vă ziceam, nu prea se respectă de către anumite categorii. Carantina, muncitorii la negru, drogații, boschetarii și alcoolicii. Că îi văd venind în parc aici, stând pe bancă la ședințe, pe urmă pleacă fiecare în treaba lui. Ce să mai... Curând o să vină boschetarul și o să-l ia pe coronel la sub braț. Și când o să te duci tu la spital, el o să fie acolo, bine mersi, internat, și tu n-o stai loc, că nu mai sunt paturi goale sau ventilatoare disponibile. Ăștia sunt o categorie de care ar trebui avut grijă în special în perioada asta. Am văzut în Germania un hotel de 3 stele, neavând clienți, pur și simplu a pus la dispoziție camerele boschetarilor. Numai că de-aia România nu e Germania și nu o să fie niciodată. La noi se fură deja dispensările din scările de bloc sau din spitale unde au fost puse. Iar la nemți lasă ea pe marginea autostrăzii pachete cu alimente, cu dezinfectanți, cu, mă rog, conserve și de asemenea prin alte locuri. În
alte magazine am văzut și la italieni, achită unii anumite produse pe care le lasă acolo celor care nu mai au bani. În concluzie, nu cred că o să învățăm noi ca români mai nimic din criza asta. Cei care o să învățăm ceva sunt aia care avem puțină minte în cap și cărora oricum ne păsa și înainte și ne făceam dragi când vedeam un bou cum aruncă pe jos din mașină, când vedeam un bou că trece pe roșu, că se bagă în față la semafor, ăștia care ne agităm degeaba. Păi cum să vin dumă la cofetărie aici, da? Că urgență. Înțeleg că ai nevoie de un dulce, de alea. Fimiu a început să mănânce Kinder Penguin cu lingurița ca să își astâmpere dorul de prăjituri. Mă rog, luam noi niște amandine de undeva. Aici n-are. Și cum să vii tu la cofetărie să-ți iei prăjituri azi? Înțeleg, da? Că na, n-ai mai luat, n-ai mai ieșit din casă, n-ai mai... Și mâine să vii iar, mă, să-ți iei. Și să arunci hârtia jos din mașină când te stui în mașină. Și să înțep ca gloaba să mănânci așa din stradă, nespălat pe mâine, nimic. A treia tură, mă rog. Eu azi vreau să ies din casă. De plimbare așa, dar nu. N-a reușit să o convinga de la oricum ea nu iese. Și mi-a zis că dacă vreau să ies, trebuie să ies doar să alerg în jurul casei. Am mai văzut familii sau parte din familii că îi cunosc plimbându-se. Da, încă nu m-a riscat. Am mai rezistat puțin, am făcut de lucru prin curte. Cam asta e episodul de azi. 2 aprilie. Pe 1 aprilie n-am vrut să fac nimic. Să nu ziceți că e păcăleală. Liniște la eforie. Zilele astea m-am uitat pe prognoză, va fi numai soare. Ieri m-am uitat pe prognoză pe 10 zile și era cer senin, noapte zi. Dar prea cald nu e. Însă în soare e ok. Dimineața până în prânz folosesc terasa din partea dreaptă. După masa vin în balcon să la altă parte, puțin soare. Mă ajungeam în pâjie vântul ăsta și cred că sunteți și voi în cameră. Așa că nu mai stau, că oricum mă ia coronelul acum după ce am făcut dui după antrenament. Hai, o zi bună să aveți! Ne auzim!